În istoria de peste două milenii a poporului român, puțini au fost domnitorii care au reușit să-și împletească numele cu destinul acestuia. Mai bine de 45 de ani, comuniștii au încercat să șteargă pur și simplu din memoria românilor amintirea monarhiei și realizările ei. În perioada comunistă s-a făcut o legătură între ziua 10 mai și monarhie și în felul acesta a fost înlăturată din conștiința românilor observarea zilei de 10 mai ca zi a independenței. Și s-a legat de ziua de 9 mai, deoarece în 9 mai sovieticii au încheiat ocuparea Germaniei și a Berlinului. Consider că ziua de 1 decembrie nu este cea mai potrivită zi pentru a se serba ziua națională, ci ziua de 10 mai a trebuit să fie aceea, pentru că este ziua victoriei, a independenței, ziua în care s-a început cumva istoria monarhiei la noi în țară. Numai că perioada de referință a României moderne, când s-a proclamat independența de stat, a rămas scrisă în sufletele oamenilor. De altfel, numele lui Carol I și al reginei Elisabeta se leagă strâns de dezvoltarea economică, înflorirea vieții culturale și artistice, ceea ce a făcut ca țara noastră să se poată compara cu cele mai civilizate state din Europa. Monarhia a demonstrat că a făcut foarte mult bine României, a adus stabilitate politică, a adus prestigiu, le-a arătat românilor că, de fapt, onestitatea, politețea, valorile trebuie respectate. Totuși, mi se pare rușinos că a fost nevoie de un prinț străin ca să ne reprezinte, să ne ajute să ne elibereze, fiindcă consider că românii ar fi tot la fel de capabili. Doar că pe vremea aceea probabil nu era inițiativa. Elevii Colegiului Național Traian au rememorat cele mai importante motive pentru care românii trebuie să fie mândri de regii lor în cadrul unei întâlniri care a fost organizată prin proiectul Severinul Istoric. Totodată au marcat data de 15 mai, când se va sărbători Ziua Colegiului Național Traian.